Caia de Silvane și s-a bucurat de succes această manifestare. Noi avem diverse proiecte editoriale și publicăm sub dublă siglă, editura Caia de Silvane și editura Școala Ardeleană, cărți despre Sălaj sau Țara Silvanii, cum a fost cazul domnului profesor Mircea Popa, despre trecutul cultural al acestei zone și am lansat-o la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Viorel Mureșan cu antologia lui, acum Ion Noja cu o carte de autor, vor urma și alte proiecte. Marcel Lucaciu va fi de la Zalău, poetul, va publica o antologie cu dublă siglă. Avantajul este că noi suntem prezenți și în librării și atunci se poate promova aceste cărți, chiar dacă de poezie, când au librarii, te înjură direct, nu subtil. Bun. Îl felicit pe Daniel. Sunt în România, în diverse orașe sau în diverse județe, instituții serioase, mai mici, mai mari decât orașul sau județul. Sunt instituții mai mici decât puterea orașului sau județului și nu dau exemplu aici, sau sunt instituții egale, cum este, cât de puternic este orașul sau județul, la fel de puternic este instituția. Aici dau exemplu Clujul. Dincolo, instituții mai mari decât orașul, dau exemplu Sălajul și Bistrița. Vă mulțumesc, felicitări Ion Noja, să sperăm că va fi un succes această carte, va fi comentată. Felicitări Gabriel Pope pentru această antologie. Așteptăm reacțiile criticilor și să aveți cât mai mulți cititori. Asta este bucuria autorului. Mulțumesc, Irina Petraș, pentru buna colaborare. Facem lucruri importante împreună printr-un, cum să numim noi, parteneriat.